Există o celebră expresie în lumea antreprenorilor capitaliști. Ea definește metoda la limita legalității sau în detrimentul ei, prin care aceștia au clădit averi colosale, pornind de la zero. Să nu întrebi niciodată cum au făcut primul milion de euro. În toată odiseea privatizării fostei companii petroliere de stat Rompetrol, apare ca protagonist fostul miliardar român și mogul de presă Dinu Patriciu. Începând cu 2007, când miliardarul român încă mai trăia, anchetele de presă și investigațiile justiției au lansat insistent interogația. Cum a reușit omul de afaceri român să obțină primele milioane de dolari cu care a cumpărat Rompetrol și platforma Petromidia, una din perlele industriale ale regimului comunist? Unii au crezut că ingeniozitatea sa de om de afaceri l-au propulsat în România post-comunistă în topul celor mai bogați români. Public a fost acreditată ideea că doar talentul său de businessman îl făceau să scoată, cum se spune, banii din piatră seacă. Adevărul este altul. Dinu Patriciu a știut să scoată milioane de euro din puțurile de petrol ale statului român, pe care le-a vândut cu prețuri modice unor firme străine. Secretul îmbogățirii sale a stat în devalizarea unui bun al statului român, pe care Patriciu l-a transformat peste noapte într-un bun personal. Primele milioane de euro care l-au propulsat pe Dinu Patriciu în topul magnaților au fost făcute printr-un furt din bunul public. Istoria privatizării companiei Rompetrol este sinonimă cu istoria îmbogățirii din senin a lui Dinu Patriciu. Această privatizare începe prin însușirea cu tupeu de către Patriciu, ajutat de oameni din fosta securitate, a ceea ce presa a numit creanța Libia. Puțini analiști au mers pe firul, nu al apei, ci al nisipului din Libia, să descifreze în detaliu ingineria financiară prin care Patriciu a devenit miliardar și, ulterior, mogul de presă. În anii 80, regimul comunist de la București, speriat de a doua criză a petrolului din 1979, denumită Oil Shock, a căutat să intre în posesia unor surse de petrol din Orientul Mijlociu și Nordul Africii. Una din afacerile încheiate de Ceaușescu cu dictatorul libian Muammar al-Gaddafi a fost concesionarea către Compania Națională Românească de Petrol, Rompetrol, a perimetrului al-Sharara, de pe teritoriul libian, o zonă petrolieră în care statul român putea exploata aurul negru din subsolul libian. Astfel, a luat ființă și a funcționat între 1980 și 1992 filiala Rompetrol din Libia. În 1980, petroliștii români au realizat prima forare de adâncime în subsolul libian. Atunci au descoperit primele pungi cu petrol. Între filiala Rompetrol și Compania de Petrol a Libiei s-au semnat contracte de exploatare în comun și partajarea producției de țiței extrase din subsolul libian pe 20 de ani. Contractul ar fi urmat să expire în anul 2000. Între timp, în România a căzut regimul comunist. Imediat după executarea lui Ceaușescu, Patriciu, ajutat de sponsorii săi din fosta Direcție de Informații Externe, decide să vândă creanța Libia, adică drepturile statului român asupra petrolului din Libia, unei firme spaniole, Repsol. Cu banii însușiți din această tranzacție, Patriciu cumpără în nume propriu compania Rompetrol și plătește o primă tranșă din achiziționarea rafinăriei Petromidia. Analistul economic Valentin Ionescu dezvăluie culisele acestei tranzacții, impropriu denumită privatizare, prin care, peste noapte, o componentă importantă a averii statului român devine proprietatea unui singur om. Rompetrol, care era o firmă românească de stat, deținea un zăcământ de petrol în Libia. Bun. Undeva la începutul anilor 90, cineva din România, nu vreau să dau nume, a dat ordin ca acel zăcământ să fie cesionat firmei spaniole Repsol pentru 46 de milioane de dolari, ceea ce era o sumă ridicolă la un zăcământ care depășește miliardul. S-a perfectat această tranzacție, firma Repsol cred că a făcut cea mai bună tranzacție până la data respectivă. A pătruns pe piața libiană. Rompetrol Libia, care era o filială a Rompetrol București, vă rog să se rețineți, era o filială, avea această creanță în portofoliul său. Fiind o filială, adică persoană juridică, avea propriul patrimoniu. Prin urmare, creanța respectivă nu putea să fie luată de Rompetrol București. Pur și simplu. Numai că exact așa s-a întâmplat. Și în momentul în care Rompetrol București a fost preluată de Dinu Patriciu,
primul lucru pe care l-a făcut a fost să ia creanța respectivă, să o folosească, a înființat Ropetrol BV în Olanda și cu creanța respectivă el a plătit un avans pentru Petromidia. Prin urmare, el s-a folosit de o creanță a statului ca să cumpere Petromidia, o rafinărie care valorează, cred, un miliard, poate două, de dolari, nu știu. Acum, sigur, valorează mai mult pentru că e în exploatare. Să spunem că la vremea respectivă poate făcea câteva sute de milioane de dolari sau poate un miliard la valoarea pieței. Dar, deci asta a făcut el. O să spuneți, bun, dar... Asta a fost. O să spuneți, bun, dar aici este vorba de măiestria lui sau de faptul că a fost lăsat să facă asta? Nu, a fost lăsat să facă asta. Nu putea să o facă el pur și simplu. Nu era vorba de nicio măiestrie aici. Era vorba de faptul că i s-a facilitat această tranzacție, deși au fost și persoane în serviciile de informații care i s-au opus. Totuși, n-au reușit să i se opună. În urma acestei inginerii financiare, banii din creanța Libia nu mai ajung în bugetul României, ci direct în conturile lui Dinu Patriciu. Odată devenit milionar prin devalizarea averii statului, noul magnat petrolist cumpără în 1998 pachetul majoritar de acțiuni la Rompetrol SA. În 2001, Patriciu investește o parte din banii obținuți din furtul creanței Libia în achiziționarea singurei rafinării românești cu acces la Marea Neagră, rafinăria Petromidia. În decursul a peste 15 ani, justiția din România s-a căznit să facă lumină în felul ilegal în care Dinu Patriciu a recuperat banii din vânzarea creanței Libia, deținută de firma de stat Rompetrol la începutul anilor 90. Acești bani ar fi trebuit vărsați integral la bugetul de stat. Ca să scape de investigațiile procurorilor, să piardă urma tranzacțiilor ilegale cu bunurile statului, Dinu Patriciu decide în anul 2007 să vândă 75% din grupul Rompetrol către compania kazahă Kazmunai Gaz. Noii patroni kazahi ai Rompetrol au primit promisiuni din partea lui Dinu Patriciu că orice alte datorii ale Rompetrol SA către statul român vor fi suportate de el și nu de către noii proprietari majoritari. Prin această vânzare către compania kazahă, Patriciu urmărea trei scopuri. Primul, se asigura că Rompetrol nu va fi afectată de mâna lungă a justiției și nu va reintra eventual prin confiscare în posesia statului român. 2. Dinu Patriciu a obținut din vânzarea pachetului de 75% din acțiunile companiei Rompetrol 3 miliarde de dolari. Cu acești bani, Patriciu se gândea că poate achita eventuale daune stabilite de justiția din România și că îi mai rămân suficienți bani să se lanseze în alte afaceri, printre altele în mass media. Patriciu a fost deseori catalogat unul dintre cei mai influenți moguli de presă din România. 3. Prin vânzarea Rompetrol către compania Kazmunai Gaz, omul de afaceri român se asigură că cea mai importantă companie petrolieră românească va rămâne sub controlul Rusiei, prin intermediul mandatarilor săi kazahi. Din diverse investigații de presă, a rezultat că adevăratul patron care stă în spatele celor de la Kazmunai Gaz ar fi de fapt Rusia. În mediul de afaceri din România, Dinu Patriciu era cunoscut ca un promotor al ideii că statul român ar trebui să facă afaceri majore cu rușii, pentru că astfel poate obține profituri mai mari decât în afaceri cu companii simandicoase din Occident. În esență, modelul de privatizare folosit de Patriciu la achiziționarea companiei Rompetrol este aproape copie la Indigo cu cel folosit de oligarhii ruși care s-au îmbogățit însușindu-și ilicit din fosta avere industrială a Uniunii Sovietice. Tot analistul economic Valentin Ionescu decriptează această atitudine. Dinu Patriciu a jucat pe cartea rusă. Nu știu cât de mult a avut de câștigat de pe urma acestui lucru, însă i s-a facilitat practic achiziția pe gratis, culmea, cu banii statului român i s-a facilitat achiziția rafinăriei Petromidia pe care l-a pus-o pe tavă statului kazah, care stat este aliatul Rusiei, nu e orice stat. Eu când eram demnitar de stat, Dinu Patriciu făcea parte dintr-o grupare care mergea pe ideea că Rusia nu mai reprezintă o amenințare pentru nimeni. În România nu mai trebuie să avem angoase cu privire la Rusia.
războiul rece s-a încheiat, contează relațiile de afaceri și nu va fi o problemă în viitor cu Rusia vreodată. Deși conflictele înghețate din spațiul Marii Negre arătau cu totul altceva. Morala poveștii privatizării prin furt a companiei petroliere românești Rompetrol. În anul 2014, Dinu Patriciu părăsea această lume, lăsând în urma sa o avere. Ea s-a risipit însă la fel de repede cum a fost creată, pe fundalul unei serii de scandaluri financiare și în justiție. Unul dintre aceste scandaluri se referea la manipularea bursei de către un grup infracțional, avându-l ca eminență cenușie pe Dinu Patriciu. Din acest grup făceau parte directorul economic al Rompetrol, Alexandru Bucșă, condamnat la 6 ani de închisoare cu executare, un fost demnitar din Ministerul Finanțelor, Petrică Grama, condamnat la 2 ani și 4 luni de închisoare cu executare, și fostul ziarist și politician Sorin Roșca Stănescu, condamnat la 2 ani și 4 luni de închisoare cu executare. Toți au fost acuzați de manipularea bursei de capital în momentul listării Rompetrol. Miliardarul Dinu Patriciu urma și el să fie condamnat, dar între timp încetase din viață. În decembrie 2021, Tribunalul București a decis că statul român, după privatizarea Rompetrol și celebra creanță Libia, are de recuperat 140 de milioane de dolari. Tribunalul a hotărât că statul român trebuia să recupereze în primul rând creanța Libia în valoare de 58 de milioane de dolari. Decizia justiției din România îi viza de astădată pe moștenitorii averii lui Dinu Patriciu. Între timp, prin diverse tranzacții dubioase, prin intermediari, una din cele mai importante rafinării ale României la Marea Neagră, Petromidia, a rămas sub control rusesc.